Episod cu CFR Cluj, salutare prieteni, salutare tuturor, bine v-am găsit aici la un nou sezon, ultimul sezon cu CFR Cluj, forța forței, echipa care pur și simplu răsare așa din gigantea României și spune: avem finanțare, îl avem pe Messi și Agüero. Într-adevăr, nu va fi greu să aleg următorul transfer după ceea ce am reușit să creez aici la echipă. Ia uite, vine și un loan pentru Petrila de la Başak Şekir. Bă, nu cred că o să joace acolo. Eu am zis că, într-adevăr, aș vrea să-l dau loan, doar că la o echipă unde să joace. Bun, desigur, în episodul trecut v-am spus legat de viitorul career modului. Am zis că poate o să alegeți voi liga și eu echipa. Am uitat să vă spun și desigur am văzut câteva comentarii, am zis să explic în acest moment. Până când mă mai uit eu peste jucători să văd dacă vând ceva sau păstrez, am să vă explic. Deci, de ce prefer să alegeți voi liga și nu echipa? De obicei, să zic, dacă aș pica să zic, bă, eu vreau să fac un career mode în La Liga, în Spania, nu? Ok, ce echipă credeți voi că ar fi aleasă? Locul 1 între Real Madrid-Barcelona, locul 2 între Real Madrid-Barcelona, locul 3 poate un Atletico. Și așa poate dacă eu zic, bă, alegeți Liga, voi alegeți La Liga, eu să zic, bă, poate astăzi am chef sau acum am chef să fac career mode cu Barcelona, Real Madrid, sunt echipele astea grandioase, cu oricum o să facem. Sau, de exemplu, a zice, bă, hai să fac și un career mode cu Sevilla, cu Villarreal, știi? Cea de genul acesta. Și de asta mie, că nu vreau să vă las pe, cum v-a zis voi, să legeți echipa, știi? Prefer ca voi să legeți liga, nu echipa. Sper că mă înțelegeți ce vreau să zic. Dar desigur, stai un pic să dau și pantalon. Așa. Dar desigur, vom vedea. Vom vedea că nici eu nu știu exact cum vom proceda fix, să zic așa. Și vom vedea cum vom face. O să apară videoul în curând, oricum că vreau din timp, știi, să facem treaba aceasta, să știm sigur că, bă, ia uite, merem acolo, rămânem așa. Eu mă gândesc la echipă, băgăm regulile pentru echipa respectivă, încercăm să facem niște mici reguli, adică nu vreau să mă, nici să mă îngrădesc, să zic că niciodată nu voi face un transfer mare. Să zic că începem cu echipa aia, cum am făcut cu CFR Cluj. Dar, desigur, cu CFR Cluj am vrut să sparg tiparele alea, l-am adus pe Messi Agüero. Poate că în următorul career mode cu o altă echipă mai de nivel așa mai mediu, sau mă rog, o echipă de top din România, eu am să încerc să țin o perioadă transferalistă și să zic să nu sărim calul, dar după un timp tot trebuie să sară un pic calul, știi, să zic, ia uite că în timp am strâns bănuți, am mai nu știu ce, am mai evoluat, haideți că este timpul să ne gândim pentru Champions League, știi cum zic? Bun, hai să vedem un pic aici, înțeleg că este puțin bătrân Tejera, am 31 de ani, nici nu așa mult, dar măcar un 5 milioane aș putea să obțin pe el, adică este practic valoarea jucătorului. Numai că asta am observat un lucru interesant cu Liga 1 României, foarte, foarte greu obțin bani, să zic așa, peste valoarea jucătorului. Uite, am reușit să ne înțelegem mai și la 5 milioane pentru Tejera, care l-am luat, desigur, știți bine, free agent, 5 milioane pe acest jucător, e foarte mișto, e foarte mișto și, desigur, ne vor ajuta cei bănuți pentru următorul transfer, care nici nu vreau să mă grăbesc, am o echipă frumoasă, nici nu vreau să mă grăbesc să fac transferul de astea, la vreau acolo să păstrez banii, să mai vând 2-3 jucători și să cumpăr ceva așa, știi cum zic, pur sânge, calitate pură. Bun. Sunt totodată și foarte curios, dar asta vom vedea puțin mai încolo, în ce grupă de Champions League am prins și cât de bine noi vom descurca cu această grupă. Am uitat, am uitat, trebuie să fac un fel de intro. Primul match pentru Messi și Agüero versus Botoșani. Și Agüero a dat o dublă, Messi a dat și el un gol. Încercați, printr-un joc de imaginație, să vă gândiți, să vă imaginați meciul acesta în care cei de la Botoșani, știi, așa stau ei acolo, se pregătesc, se iau jambierele, toate cele, intră pe teren și în fața lor e Messi și Agüero. Plus Team of the Wea și toți ăștia, știi, gen, bă, știi, bă, șeful, dar ce ai pus în energizantele astea, că îl văd pe Messi în fața mea.
Dar jucam versus CFR. Ce se întâmplă? Da, uai, doamne. Bun. Hai să vă vorbim, mai pot evolua pe UEA. Ceva, parcă. Shooting pe Ezekiel Barco. De ce nu? Nu e hăpt. O stack, bă, să mai vrem pe Coștache. Coștache. Mai vrei să evoluezi, băi, Coștache? Mă distrează numele. Așa, nu prea, mă rog, să-și facă liniile alea așa pe AE. Aici, shit, nu știu dacă pe Moruțan sau pe Brazilian. Și pe Brazilianul ăla n-ar fi rău să le evoluăm, că mă rog că sigur ar evolua mai bine. Poate hai că-l scop pe Coștache. Și hai să vedem în rest ce aș mai avea Pașcanu. L-avem pe Montero, care o să-și găsească un pic mai greu acum locul în primul 11 cu Tobi și cu ăștia. Dar, da, hai să vedem Maximenko. Am zis că tot mai greu va fi cu evoluările. Aia, vezi, de-abia ai cresc acolo liniuțele. Deja la 24 de ani, nu, 23, pardon, e puțin mai greu. Dar nici Bazunu, ia mă, nici Bazunu nu prea dorește să performeze la training, ceea ce nașpa. Bun, deci, cum ziceam, aștept să-l vând pe Tejera, să vină odată acel mesaj că ia uite, pac, știi, l-am vândut. Vine un loan pentru Itu de la Utrecht, chiar nu cred că va juca aici, dar pe de altă parte, hai că accept Utrecht, de ce nu? Deci, hai, să fie, da. Da, Tejera a fost vândut, super, asta și doream să aud, că l-am vândut. Ai, așa am primit loan offer pentru brazilian, de-aia am dat, da, ups. Bun, al doilea meci versus Iași, dublă Aguero. Băi, Aguero ăsta, bă, a luat liga întâi așa de coarneș, direct. Nu. Bun, deci hai să vedem ce ar fi mișto să luăm Montero lângă Tobi. Baia, uite că e titular Iezus, am zis că o scop pe Iezus, nu pe Montero. Da. Ui tu câs. Nu-i stres. Deci, Aguero, așa rezervă ar fi Wea, pe RVLV e Wea respectiv Barco. Că amăi Barco Moruțan, oare tot să insist pe atac sau respectiv pe apărare unde este Rogerio? Și unde e Rogerio, n-ar fi rău un alt jucător un pic? Deci fie LB, fie că am LV, cam astea sunt pozițiile care mi se par disponibile pentru schimbare, să zic așa mai frumos. Deci, invers, LB înseamnă că să-și mai jos, oare am pus ceva jucători buni pe poziția asta de LB pe aici? Briceag, așa, Toșca, Panțăru, Filip, de Nojier, nu e rău, la Racing, în Argentina, a ajuns și tu, măi, Ismael, nu e rău, bă, la Liverpool, du-te! Adnan. Bă, l-am pus pe un jucător de ăsta că mă gândeam că uite, ar fi interesant pe noi la CFR Cluj care are 4 stele și a ajuns la Liverpool. Holy shit. Numai că, uite, din păcate iar va trebui să dau cu scouterul că nu prea mai apară băieții, nu prea mai apară statisticile lor, ceea ce un pic mă cam sâche. De ce nu bi-l areți? Băi. Mamă, ar trebui să dau tot bugetul pentru Benjamin Mendy. Prea mult. De aia să vedem un jucător pe cam, poate găsim ceva și printre ăștia. Denis Mantă la FCSB. Încă nu a reușit să facă transferul mult așteptat. Hai să vedem. Cred că Gigi Becalan că tot ține de preț. Până și în joc. Tot ține de preț. Johnson, așa, Casap, Salomão, ok, Orsic, nu, Coman, așa, Dobre, Răduț, Tete, ceva tânăr, interesant pe cam, dar nu este tocmai de nivel așa de titular. Davis ar fi cea interesant, LBLM, hei, asta înseamnă că ai și standing style, un LM mai defensiv, să-i zic așa.
Dani Olmo deja valorează 50 către 77 de milioane. Mamă, câți bani. Leu, cât cașcaval. Da, greu să ne revenim după acest moment, dar hai să mergem mai departe. Uite, Maxim Pacheta, și ăsta, uite ce bine evoluat, deja, ui, aproape tot e verde aici. Ce jucător, frate. Sabonslai, tot timpul am vrut să-l aduc pe jucătorul ăsta la CFR Cluj, numai că până-l mai volez, până-l mai fac de primul 11, nici nu știu dacă aș putea să mă înțeleg cu ei la preț, stai așa, știi, stai. 20 de milioane, se pare că nu e tocmai suma aia care să ne aducă jucătorii mult visați, mult doriți la CFR. Rebic ar fi foarte interesant, dar și asta cred că o să se ceară mulți bani pe el. Arp, știi că acum sunt ipostaza aia mai greu de judecat, să zic așa, în sensul în care îmi trebuie un jucător care să fie foarte bun ca titular, numai că nu prea am bani de acel jucător bun ca titular, știi că deja toți sunt 30-40 de mii, că în lumea fotbalului tot crește în sume. Și nici nu prea aș mai avea acum timp, acel timp, știi, ca să evoluez un jucător, să iau unul tânăr și să ajung cu el la un anumit nivel care să fie totul happy, știi cum zic, mai greu. Ia uite-l aici pe Rodrigo, care a dat o ploaie de goluri, a dat hat-trick-ul în Champions League, dar cred că unde era Rebic, ar fi interesant Rebic, dar nu știu sigur. Bărbuț, Băluță, Berving, el ar fi super mișto. Adama Traore, Vitezmanul, dar nu este ceea ce îmi trebuie mie pe moment. Greenwood, da, hai să vedem de Sabonslai. Hai să încercăm cu Sabonslai. Tot am zis că vreau să-l aduc pe ungurul ăsta la CFR. Mi-ar fi trebuit să-l aduc la începutul sezonului, că deja, uite, tot i-a crescut valoarea. Și este logic tot mai greu de achiziționat acest jucător. Hai că vi-l dau pe Itu dacă vreți. La schimb, e și el tânăr, toate cele. Nu, vreți un jucător mai mult ca sigur mai de calitate. Petrila? Aș fi dispus să-i dau pe jucătorul ăștia tineri, dar ia uite că e vor numai de ăștia. Na, talent, pur sânge. N-ai ce să le faci. În rest, aș cam avea nevoie. Plus, brazilienii ăștia-s buni, tot ce trebuie. No, hai că oferim bănuți. Hai să începem cu 20 de milioane. 20 de bulioane. Ok. 26 de viitorul transfer și 24. Știți ce? Sunt de acord cu faza asta de viitor transfer, în sensul care ăsta e ultimul sezon cu CFR Cluj, deci mă doare în 14. Numai să mai rămână niște bănuți. 23 de milioane, 26 în viitorul transfer și mai rămâne 5 milioane acolo în buget. Foarte bine, ok. Hai să vedem. Sabonslai la un pas de CFR Cluj. Ai de capul meu. Îl luăm pe, cum îi ziceam eu, Ianis al Ungariei. Poate un pic mai bun. Hai să vedem. Așa, Sabonslai, ok, 4 ani, hai, băi, Sabonslai, îl avem pe Aguero și pe Messi, hai numai de învățat dacă vii la această echipă, băi, deci știi cum zic? Hai că-ți ofer 30 și 2, tot așa cât ai avut acolo, și la semnătură îți mai dau 500.000 de euro, ce zici, bro? That's a fair offer și normal clientul meu acceptă, super! Bun, și marele transfer care mi-l doream fix din primul episod s-a realizat. Am reușit să fac acest transfer bombă, să-l aduc pe Sabonslai la CFR Cluj. Am dat chiar o avere pe acest jucător. Poate cum ne-ar zice că de ce l-am luat, că doar l-am pe Barco și pe Wea. Dar uite, dacă îl pune pe Sabonslai pe lângă Barco, la statistici, Dumnezeule, acum într-adevăr că este chestia asta de moral, știi, care dă plusul, dar în rest, uite, peste tot, e omul ăsta, e Dumnezeu. Doamne,
Doamne, ce jucători Sabonis ai. Chiar că ia, uite, decât Sissoko. Ia, stai să vedem. Deci mental și fizică, ăsta e ăla cu stamina și sprint, nu aici. La shooting, la chestii tristi. Sissoko, ce e bun, e că e mai defensiv, dar în rest, uitați-vă la statistici. Finishing, dribbling, mijloc, shooting, long pass, tot. E mai bun. E mai bun. 4 stele. Frate, Michael își pune pe Sabonis la locul lui Sissoko, ca și KM, că văd că joacă și ca și KM nebunul ăsta. Sau să-l pun ca winger. A, nu, e RM sau cam așa. Poate la Barco sau Timofti. Ia, stai să vedem. Așa. Statist, mental, shooting, chestii, să vedem. Short passing, penalties, long shots, finishing, na, într-adevăr, wea. Wea. Ok, bun. Cam așa. Cam așa rămâne echipa. Pe poziția de LB, să zic, aș mai sta pe gânduri să văd, dar în momentul actual nici nu prea mai am așa bani, cât mai am vreo 5 milioane, să zic, de 5 milioane. Nu știu dacă pot să iau un jucător care chiar să fie peste Rogerio, să zic așa. Transfer pentru Costache de la Anderlecht. Nu, pe Costache nu-l vând, chiar dacă o să fie o rezervă acum, așa să-mi pară un pic rău că sezonul trecut a rupt poarta. Îl păstrăm pe Costache, el este omul nostru care, na, puii mei, mai ne ține, mai păstrăm câteva legături așa cu vechiul CFR. Bun, Sabonis, Doamne, ce transfer imens pentru CFR Cluj, acest Yannis al Ungariei, acest tânăr, ca o comparație, nu zic că Yannis este la egalul lui Sabonis, adică sunt doi jucători diferiți, să zic așa. Unul dă gol în Champions și Europa League, altul stă pe bancă. Dar, desigur, amândoi au potențial, sunt jucători talentați, tineri, care, da, chiar îți curăț peste vreo 4 ani, unde vor fi ambii jucători, că amândoi sunt de lăudat, sincer, de lăudat. Bun, dar acum e cam timpul să oprim acest episod. Astra, uite, se ține cu noi aici 6 puncte. Cine a dat? Gheorghe a dat golurile pe care o ține pe Astra aici, așa, pe primul loc. Super tare, iale pe Messi. Ia uite, uai, ce tare! Cei mai puternici sau impactful, cum ar veni asta în română? Cei mai de impact jucători din 2021... Messi în tricol CFR Cluj, Sterling. Ai, că vreau să fac un print screen. Come on. Unde-i? Nu. Club News. Așa, da. Ăla, stai să facem câteva print screen-uri. Ăla, super. Bernardo Silva, Sterling, Mbappé și Messi în tricoul CFR Cluj. Am făcut acolo așa să am eu o poză pe, să mi-am amintesc. Se-mi amintesc pe vremuri. Doamne, ce transfer am făcut la CFR. Bun, hai că ne oprim aici cu acest episod. Posibil să mă urmez doar un singur alt episod de transfer în care să văd, să mai finalizăm în una alta. După care ne axăm direct pe Champions League, deci vor urma meciurile de Champions League. Perioada de iarnă, iarăși nu știu exact dacă fac poate maxim un episod, să vedem așa ce se întâmplă și în perioada de iarnă, că nu o să mai au jucători liberi de contract. Și episodul ăsta de votare m-aș gândi, sper să nu uit să-l fac în jurul perioadei de iarnă, că așa cât timp mai apare una, două, trei episoade, desigur eu mă gândesc că voi trece mai departe de grupele Champions League și sper să trec. Între timp ce eu joc 16-mi, 8-mi și așa mai departe de Champions League, voi să aveți timp necesar să votați liga sau, mă rog, știți cum o să fie... Cum o să fie acolo faza. Bun, vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat la acest episod. Ne auzim pe data viitoare. Nu uitați să vă rog frumos să dați click pe acel buton de like dacă v-a plăcut acest episod. Și da, ne auzim. Numai bine. Pa, pa!